O atmosferă lejeră, o atmosferă de vară, de vacanță. Vă salut cu drag. Un nou episod din podcastul sportiv Lecția de Sport și Lecția de Viață. Eu sunt Adrian Muntean și astăzi este despre fotbal. Alături de George Florescu îi dăm o pasă și îl salutăm și îi mulțumim pentru prezență. Te salut și eu, Adrian. Îți mulțumesc pentru invitație. Direct de la antrenament, în studioul Napoca Live. Da, direct de la antrenament. Noi încă nu am dat vacanța. Urmează să mai avem încă un meci amical chiar cu Universitatea Cluj pe 22 pe Cluj Arena și am convenit cu băieții de la echipa mea de la Sănătatea Cluj să mai rămânem încă două săptămâni la antrenament ca să jucăm meciul acesta, pentru că e o oportunitate foarte bună pentru ei să joace un meci, chiar dacă este amical, împotriva unei echipe de Liga 1. Exact, mai nou. Da. Da, să începem cu începutul, cu o ușoară încălzire, exact cum spun tuturor invitațiilor prezenți aici, în podcastul nostru. Ce făcea George Florescu când era mic? 6, 7, 8 ani? Cu ce îți ocupai timpul? Aveai ca prioritate, ca și prioritate sportul sau erau mai multe priorități, mai multe plăceri, distracții? Cum erai tu? Sportul pentru mine a fost o prioritate încă de când mă știu. Fotbalul în special. Hoinăream înainte să merg la școală, înainte de 7 ani, hoinăream pe toate câmpurile din jurul blocului cu prietenii de la bloc și ne jucam fotbal. Bineînțeles că aveam și tot felul de alte jocuri, dar toate implicau sport. Cum ar fi hos și polițai, nu știu dacă ții minte jocul ăla în care jumătate dintre copii erau hoții și alergau, se ascundeau, iar polițaii trebuiau să alerge după ei și să îi prindă. Și în felul acesta ajungeam să alergăm câte 2, 3, 4 ore în fiecare zi, ba după minge, ba unii după alții. Deci o distracție continuă, dar implica și mișcarea foarte mult, foarte mult. Și când ți-ai dat seama că fotbalul va fi principala ta plăcere sau mi-a plăcut, sport? Adrian, mi-a plăcut dintotdeauna fotbalul. Țin minte că mă uitam la fotbal împreună cu tatăl meu la televizor. Erau celebrele derbiuri Dinamo-Steaua prin anii 90. 6-7 ani, pe urmă pe la 8 ani chiar am avut și prima experiență la Cug. Era o echipă la care domnul profesor Mircea Cojocaru era antrenor și am avut o experiență cu unul dintre vecinii mei care era mai mare decât mine cu un an și mergea deja de o perioadă bună la fotbal și l-am rugat să mă ia cu el la antrenamente și aia a fost prima mea experiență legată de fotbalul, hai să zicem, într-un mediu organizat. Dar apoi a trebuit să renunț pentru o perioadă destul de lungă, pentru vreo 2 ani, pentru că învățam foarte bine și la școală și au început să-mi scadă notele. Părinții mei au crezut că din cauza fotbalului nu mai învăț și atunci au zis, stop, până aici, ne concentrăm mai mult pe școală și cu sportul vedem ulterior. Dacă ai rezultate bune la școală, putem să mai facem și sport la nivel profesionist, chiar dacă eram încă junior. Și? Ce-a urmat? Și, da, ai tras tare la școală? Am tras tare la școală pe la 10 ani, deci am făcut o pauză de vreo 2 ani, într-adevăr. Pe la 10 ani, tot cu un vecin, eram prin fața blocului și el urma să aibă un antrenament la o altă echipă necunoscută probabil de majoritatea, Consaur se numea. Și l-am rugat și pe el să mă ia cu el la antrenament, fără să le mai spun nimic părinților. M-am dus așa, incognito pentru părinții mei. Și m-a legitimat antrenorul din în perioada aceea, era vorba despre domnul profesor Băgăreanu, care și acum trăiește, are 80-81 de ani. De unăs m-am întâlnit cu el la un turneu de copii și juniori. El încă antrenează echipe de copii, da, de 8-10 ani. Și
Am continuat de atunci, după o perioadă, 2, 3, 4 luni, nu mai știu exact, i-am spus și tatălui meu că am început să mă duc la fotbal și că urmează să am un meci. Și l-am invitat și pe la meci, am jucat un meci amical cu altă echipă de juniori, i-am bătut cu 6-1 și am dat 6 goluri. Și de atunci mi-a zis taică-meu, bă, ok, dacă e pasiunea ta și îți place, văd că ai talent, o să mergem înainte. Păi, ce început bun de poveste ai. Perfect. Relativ bun, da. Puteai să nu dai niciun gol sau exact, se putea opri în momentul acela, nu putea spune ceva tatăl tău. Foarte interesant. Și ai avut, ca orice copil de pe vremea aceea, nu știu, un idol, poate în ghilimele, evident, un tricou. Erau tricouri? Tricouri nu prea erau. Exact. Tricouri nu prea... Exact, așa făceam și eu. Eu eram, jucam la mijloc, eram Dorinel Munteanu. Eu eram Hagi, ca să vezi unde te duce puritatea unei viziuni copilărești. Țin minte că eram pe la țară și jucam cu copiii, cu prietenii de pe la țară în vacanțele de vară și într-adevăr nu erau tricouri, nu existau posibilități atunci să ajungi să cumperi un tricou sau știu să-l primești de la cineva, de la un fotbalist mare. Și mi-am scris cu pixul, așa frumos, îngroșat, cu cifre din alea frumoase, numărul 10 și Hagi pe spate la un tricou. Și chiar credeam că sunt Hagi, îți dai seama, comentam meciul în timp ce jucam. Hagi la balon, Hagi la balon, șut și gol, Hagi, portarul n-are nicio șansă. Deci era o chestie trăită, o chestie pe care o simțeam. Pasiune. O pasiune, da. Și ca să vezi unde m-a dus viața, să ajung numărul 10 la echipa națională, deși eu n-am fost un decar niciodată, dar aia a fost viziunea pură de copil și dorința. Și aici intervine probabil și puterea atracției, legea atracției. Atunci când îți dorești cu adevărat din tot sufletul ceva, cu siguranță, cu răbdare, bineînțeles, perseverență și muncă, o să ajungi să obții acel lucru. Ce bine ai subliniat. Chiar asta era următoarea întrebare. Care a fost visul tău? Ne-ai spus o parte din el, ai vrut să mergi și la altă echipă, din străinătate sau cum s-a întâmplat? Să ne spui puțin toate echipele la care ai jucat și apoi povestea cu echipa națională. Da, n-am visat niciodată să ajung la echipele la care am ajuns, în afară de Universitatea Cluj. Pentru că pentru mine, fiind clujan, Universitatea Cluj era echipa wow! Da, așa este. Mergeam clar. Și la meciuri împreună cu tatăl meu și nu mă puteam vedea mai sus de Universitatea Cluj, pentru că nu prea era posibilitatea să urmărim meciuri internaționale în perioada aceea. Eu credeam că în România e fotbal și cam atât. Mă refer aici la vârste fragede, bineînțeles. Și tocmai de-aia m-am văzut tot timpul la Universitatea Cluj, loc în care am și debutat la o vârstă fragedă, la 16 ani, am debutat la echipa de seniori a universității și ulterior la 20 de ani am început cariera din străinătate. În primul rând la Sheriff Tiraspol, în Moldova, unde am fost 2 ani jumate și unde am fost binecuvântat să o întâlnesc și pe actuala mea soție și mama celor 3 copii pe care avem. Aici e egalitate. Da, 3 la 3. 3 la 3, exact. Intrăm în prelungiri. Da. Să vedem care marchează, nu? Da, și de acolo, bineînțeles, expunerea a fost spre est, spre Rusia. Am ajuns la Torpedo Moscova. Dar la vârsta de 22 de ani, când am ajuns la Torpedo, deja începeam să simt și valoarea mea ca și fotbalist, dar și gustul de a juca într-un campionat mai puternic și mi-am dorit tot timpul să ajung în vest. Și după un an jumate la Torpedo Moscova am ajuns în vest, însă nu într-un campionat foarte puternic, am ajuns în Danemarca.
Campionatul danez fiind unul dintre cele mai urmărite de către scouterii din campionatele, din top 5 campionate din Europa. Și au fost câteva discuții în perioada aceea și în Germania, de fapt în Germania, cu două echipe, Wolfsburg și Werder Bremen. Nu s-a concretizat nimic și după 2 ani și jumătate petrecuți în Danemarca, am primit o ofertă financiară foarte bună, din nou din Rusia. Și am ales oarecum mai mult cu mintea decât cu inima și m-am întors în Rusia, la Alania Vladikavkaz. După un an jumate, tot în estul Europei, dar într-o țară, hai să zicem, într-o țară mai... nu-mi vine acum cuvântul. În Ucraina. Într-o țară cu probleme actuale. Da. Actuale. Atunci totul era bine, totul era roz. Am ajuns la Arsenal Kiev. După Arsenal Kiev, după un an și jumătate petrecuți acolo, m-am întors în România pentru o perioadă scurtă, jumătate de an la Astra. Era o perioadă foarte bună pentru echipa giurgiuveană. Și ulterior m-am întors în Rusia, după Astra, la Dinamo Moscova. Pe urmă am mai perindat prin Azerbaijan, Cipru, ultima echipă la care am jucat, Omonia Nicosia, în Cipru, înainte să mă întorc în România, din nou la Universitatea Cluj. Și când ai primit telefonul de la echipa națională? Eram în Danemarca. La ce echipă jucai atunci? Eram în Danemarca. Da? Da, fusesem vicecampion cu Midtjylland, o echipă care ulterior a câștigat de mai multe ori campionat, o echipă relativ tânără, fondată în 1999, dar care și-a format un sistem extrem de sănătos. Și probabil din cauza asta au reușit să aibă performanțe deosebite într-un timp relativ scurt. Au reușit să joace în Champions League. În ultimii ani sunt mereu în grupele Champions League. Și eram acolo, am jucat în Cupa UEFA în preliminarii. Am reușit să câștigăm un meci în deplasare la Manchester City, care era la începuturile acestei ere senzaționale, cu această eră super bogată pe care, da... Wow, de la șeici, de când au venit șeicii din Arabia cu milioanele de dolari. Pe urmă am pierdut meciul retur, am câștigat în deplasare 1-0, am pierdut meciul retur acasă 0-1 și am pierdut calificarea la penaltiuri. Și după meciurile astea, cineva de la echipa națională m-a urmărit și m-au convocat la un meci amical. Am jucat primul meu meci la echipa națională împotriva Israelului, la Timișoara, și după asta am fost selectat în mod constant, eram un jucător la echipa națională. Am 11 meciuri, toate titular, cu doi antrenori diferiți, cu Răzvan Lucescu, el a fost cel care m-a convocat pentru prima dată, dar ulterior, la venirea lui Pițurcă, și el m-a convocat. Da, frumos. Amintirile rămân, nu? Rămân, exact. De la toate echipele plus echipa națională. Ai vreun regret? Ai vrut vreodată să spui stop? Ai vrut să renunți la fotbal? Te-a supărat ceva sau cineva în decursul anilor? Consider că sunt un tip optimist și nu-mi place să am regrete. Consider în același timp că tot ceea ce am făcut m-au adus în punctul în care sunt acum. Deci, chiar dacă aș fi avut regrete, cu siguranță drumul meu era total diferit. Și sunt extrem de mulțumit cu drumul pe care l-am avut și, da, uneori stau și mă gândesc dacă acceptam anumite oferte în detrimentul altora, ce se putea întâmpla. Dar... cred că am o viață foarte, foarte împlinită, echilibrată, și
o familie minunată, deci din punctul ăsta de vedere sunt binecuvântat și cred că am avut și o carieră destul de frumoasă. Într-adevăr au fost momente și mai puțin bune. Amintesc perioada echipa națională în care au fost tot felul de critici la adresa mea, dar oarecum era un trend în perioada aceea să găsești pe cineva țapi spășitor. Exact, așa este și acum. Probabil așa este și acum. Dar atunci totuși... Cineva trebuie să fie de vin întotdeauna. Pot să amintesc niște nume alături de care am jucat la echipa națională. Da, chiar era o întrebare și asta. Da, super, te rog. Răzvan Raț, Mutu, Marica, Contra, Tamaș, Chivu, Rădoi, Daniel Niculae. Deci au fost niște nume care în perioada aceea jucau toți, da, la echipe în străinătate, la un nivel foarte, foarte înalt. Și de ce am amintit de perioada asta? Eu consider că având asemenea jucători în echipă, nu poți să îl iei pe necunoscutul Florescu și să-l mitraliezi, să-l faci carne de tun pentru că echipa nu are rezultat. Adică echipa națională sau orice altă echipă nu stă într-un jucător. De aia este o echipă. Exact. Clar. Probabil că nu m-am ridicat la nivelul așteptărilor anumitor persoane, dar sincer să fiu, eu tot ceea ce am făcut, am făcut din plăcere, din pasiune, din dorința de a ajuta. Niciodată n-am ieșit din teren nesatisfăcut pentru faptul că nu am dat tot ce am avut mai bun în momentul acela. Și cred că ăsta ar trebui să fie unul dintre mesajele cele mai importante pentru tânăra generație din ziua de astăzi, pentru tinerii sportivi din orice sport, nu doar din fotbal. Atâta timp cât dai tot ce ai mai bun, în fiecare zi, la fiecare antrenament, la fiecare meci, la fiecare competiție, nu are nimeni dreptul să-ți reproșeze nimic. Nu are nimeni dreptul să vină cu o critică. Pentru că valoarea unui sportiv este foarte relativă. Poate să depindă, adică poate să aibă 10 persoane, 10 păreri diferite despre tine. Dar cel mai important e ca tu să fii mulțumit cu ceea ce faci. Dacă eu știu că am dat ultima picătură pe teren astăzi, nici măcar nu contează că am pierdut cu 1-0, cu 5-0 sau cu 7-0. Înseamnă că ăsta este nivelul meu de astăzi. E clar că mâine trebuie să încerc să fiu cu 1% în plus, să dau cu 1% în plus. Cam așa văd eu performanța. Foarte bine o vezi. Ce facem cu copiii? Acum vreau să punctez puțin fotbalul. Observ tot mai mulți copii cu codițe, cu haine, nu știu, la modă. Bine, nu-i rău, dar unde se rupe fotbalul din România? Pentru că văd talentați, medalii, diplome, sunt o grămadă de echipe, atât în Cluj cât și în întreaga țară, care au rezultate, au câștigă tot felul de competiții, mai mici, mai mari, mai de la noi din țară, din afara țării, dar unde se rupe? Ești în domeniu. Te rog, eu sunt atât de curios și cunosc foarte mulți copii. Acum, lucrând și eu în domeniul sportului, cunosc o grămadă de copii, majoritatea fac fotbal și basket, dar acum vreau să punctez puțin fotbalul. Și acolo văd mai mulți, mă mir că n-au și tatuaj la 10-11 ani. Da. Își doresc prea mult să fie, sau prea devreme, să fie campion și ei de fapt încă abia știu o tehnică de bază, sau cum vezi tu lucrurile? Aș vrea să sublinez în primul rând faptul că tot ceea ce o să zic este o părere personală. Absolut. Bun. Trăim într-o lume în continuă schimbare și faptul că unii au codițe sau haine rupte sau sunt super fashion sau au tot felul de gadgeturi nu este o problemă majoră. Majoră, atâta timp cât nu se exagerează. Pentru că și cei de afară le-au. Și copiii de afară le-au.
Faptul că avem rezultate doar la nivel de copii este datorat talentului cu care suntem înzestrați ca nație. Și aș vrea să mă opresc mai mult la fotbal, pentru că ăsta e domeniul meu și avem un talent nativ deosebit la fotbal. Reușim să câștigăm tot felul de competiții pentru că pe copii, fiind atât de pur, nu interesează condițiile în care joacă. Ei se pot antrena 4, 5, 7 echipe pe un singur teren. Împărțim terenul în X, fiecare, așa, da. Fiecare își vede treaba lui. Ne antrenăm, suntem un grup, suntem o echipă, reușim, ne place, avem talent și reușim. Până la un anumit nivel, da. unde totul se rupe. De ce? De chiar, ce? Chiar avem talent, într-adevăr, da. Sunt copii. Păi, se rupe pentru că intervine neprofesionalismul unei societăți bolnave, Adrian. Și îmi cer scuze dacă jignesc pe cineva, nu ăsta e... N-am interesul să fac. Da. Într-adevăr, dar trebuie spus ceva. Sportul este oglinda societății. Și dacă ne raportăm la fotbal, păi nu se poate ca noi să nu avem baze sportive pentru echipe de Liga 1, dar aminte pentru echipe de Liga 2, a 3 sau copii și juniori. E ceva incredibil ce se întâmplă în fotbalul din România. Acolo se rupe, pentru că după 13 ani, orice echipă de juniori de 13 ani are deja nevoie de tot terenul. Și încercăm să găsim soluții, să ne antrenăm unii de la 12, de la 1, de la 2, de la 3. Deci, după masa, toate terenurile din Cluj, toate pe care le putem număra pe degete, pentru că pe terenurile de fotbal din Cluj s-au construit blocuri. Și nu s-a făcut nimic, nu s-a investit absolut nimic în infrastructură, în domeniul sportiv. Absolut nimic în ultima perioadă. Păi nu trebuie să plecăm foarte departe. Haideți să ne uităm la vecinii noștri de peste Tisa, la Ungaria. Au câștigat 2 meciuri împotriva Angliei. Credeți că e întâmplător? Da. Nu e întâmplător. Pentru că odată ce treci vama în Ungaria, încep să apară baze sportive. Și te uiți, 5 terenuri, 7 terenuri de fotbal, 10 terenuri, academii de fotbal. Este un program guvernamental în Ungaria pentru următorii 24 de ani, din câte știu eu, în care guvernul se implică extrem de mult în dezvoltarea sportului în această țară. În România, de ce nu se face chestia asta? Păi noi suntem într-un punct din care cred că nu mai putem să, mai jos nu mai putem să coborâm. Ne convine oare situația asta? Ne convine să vedem că avem super talente până la 13-14 ani și după aia se sting? Cum se simt părinții care își văd odraslele la un anumit nivel, care merg la campionate în străinătate și demonstrează că sunt mai buni decât alți copii de la centre, de la academii mari, la vârsta de 12-13 ani? Și după aia se rup. Sau unii pot să mai progreseze. Progresează până la vârsta de 20 de ani. Și avem exemplu din 2018, campionatul european de tineret, Under 21, unde am reușit o performanță senzațională. Păi noi am câștigat meciul cu Anglia cu 4-2 la campionatul european în grupe. Și de acolo, cel puțin 5 jucători joacă titulari la echipe de top din Europa. Și pot să vin cu exemple. Mason Mount, Foden. Mason Mount de la Chelsea, Foden de la City. Unde sunt ai noștri? Giannis Hagi este la Glasgow. Restul? Băluță s-a lăsat de fotbal, știați? Nu, asta chiar nu știu. Și era titular în acea echipă. De ce?
De ce? Oare pentru că n-avem niște baze sănătoase de la 12, 13, 14 ani? N-avem condiții de antrenament? Ne antrenăm pe terenuri sintetice și ne rupem călcâiele și genunchii și când cazi la 20 de ani, cazi. Rămâi. Trebuie să apăsăm puțin pedala. Da. Hai să nu... Ok, lucruri total adevărate, sunt de acord. Ăsta e adevărul, deci cred că sportul din România, nu doar fotbalul, este în sala de operații. Trist, sper să cei de sus, de la toate federațiile, sper să facă ceva și sportul de masă să renască în România, să vină cu niște programe, că altfel, din păcate, cred că o să ne blocăm cu toate sporturile la această vârstă. Te rog să transmiți un mesaj copiilor, părinților, tinerilor viitori sau nu neapărat sportivi, cum, ce, o dedicație. Da. Ce le-aș transmite copiilor în primul rând, să se distreze. Sportul este distracție la nivelul de copii și juniori. Este o distracție, este o plăcere, este o pasiune. Trebuie să meargă mereu cu entuziasm. Trebuie mereu să meargă cu iubire față de ceea ce fac, indiferent de sport. Dacă îți place basketul sau scrima, fă-o din iubire, fă-o din dragoste, fă-o din pasiune, fă-o cu curaj și fără regrete, da. Asumă-ți riscul de a greși. Nu e absolut nicio problemă, ești copil, totul se învață. Și nu-ți face niciodată autocritică. În schimb, pentru că am auzit la cineva în ultima perioadă că îi pune pe jucător să-și facă autocritică, nu vreau să dau nume, fă-ți o autoanaliză. Critica nu e bună, critica. Critica e negativă, analiza poate să fie pozitivă. Ce am făcut bine, ce aș putea face și mai bine. Critica e ce am făcut rău. Corect? Corect. Mesaj final, pentru că, da, foarte pe scurt, pe scurt pentru părinți, să lase presiunea copiilor, da. Trebuie să-și vadă singuri visul și să-și îl urmeze, să lase presiunea părinții. Nu poate niciodată un părinte să-și dorească mai mult decât copilul, pentru că la un moment dat va interveni o luptă și atunci copilul tot timpul o să câștige. Absolut. Este foarte simplu, de mâine nu mă mai duc. Da. Și nu poți să-l obligi. Uite, n-am apucat să vorbim și de Tony, de băiețelul tău, îl salutăm și cu siguranță o să urmeze și el pe acel scaun. Știi ce îmi spunea în curtea școlii? Că vreau să-mi depășesc pe tati. Și cu siguranță o să cu fac. Cu siguranță, din ce văd și am văzut, are talent și îți mulțumim tare mult, George Florescu, pentru frumoasa ta poveste. De-a dreptul emoționantă și ai punctat așa ca la carte. Te salutăm și îți urăm mult succes în ceea ce vei face. Mulțumesc mult. Dragilor, fluier final, eu sunt Adrian Muntean, acesta a fost sezonul de lecții frumoase de sport și de viață. Luăm o scurtă pauză, ne revedem și ne reauzim din septembrie cu noi și noi invitați și noi povești foarte, foarte frumoase și de pus în ramă. Toate cele bune!